Bine te-am găsit, Crinu. Astăzi, la zi aniversară, aș vrea să-ți urez multă, multă sănătate, multă împlinire sufletească, ce-ți dorești tu să ți se împlinească și în cel mai scurt timp poate o să jucăm și la nuntă, cine știe. Mulțumesc din suflet, Mihaela, tu ești un prieten apropiat sufletului meu. Mă bucur că în această zi deosebită pentru mine ai ales să-mi fii alături. Îți doresc ca ceea ce tu, gândurile pe care tu mi le-ai transmis acum să ți se întoarcă în zecit și cât mai repede te aștept în emisiune cu material nou. Cu mult, mult drag și pentru mine este o mare împlinire și bucurie faptul că astăzi sunt alături de tine la această zi frumoasă. Încă o dată, la mulți ani, toate cele bune! Mulțumesc, mulțumesc din suflet! Cu drag. Și-n valea plină de soare,
pe o icoană. De asta eu îți spun așa, s-o iubești pe mama ta, s-o iubești pe mama. Alături de Crinu Spătaru este Alin Luțu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui. Bine v-am găsit și încă de pe acum spun la mulți ani să fii fericit, sănătos și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc din suflet, Alin. Așa cum am spus și dumneavoastră, este un prieten foarte apropiat. E un coleg pe care îl apreciez foarte mult pentru că este talentat și, dincolo de acest lucru, are o personalitate deosebită și un caracter la fel, pe măsură. Alin, crezi că ar fi cazul ca interpretul Crinu Spătaru să se însoare? Ce să spun? Eu nu pot decât să-l îndrum să se însoare. Eu sunt însurat, am doi copii frumoși și nu mi-aduc decât bucurie în casă, îmi umple viața și îi doresc și lui același lucru. Îți mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ai adresat, dar astăzi este despre tine și de fapt tu ești cel talentat care ai o carieră frumoasă, care va continua în același mod cel puțin și într-adevăr îți doresc să-ți faci o familie așa, ca de la bărbat la bărbat spus. Ce cânzorurile lume, bucule de prin pădure, ce cânzorurile lume, să-l cânt cu ce șepale meu, că mie mi-e tare greu, dorul de măicuța mea, îmi fărâmă inima. Cu ce cântă, cântă, căți-o-i face plată multă. Cântă cu ce cântă, cântă, căți-o-i face plată multă. An din viața mea ți-o-i da, cântă de măicuța mea. Cântă cum știi tu mai bine, că a avut grijă de mine. Să cânți cu ce cu dore greu, cum e în sufletul meu. Să cânți și cu inima, să te audă maica mea. Să-i spui cu ce că mi-e bine, am avut noroc pe lume. Că-am ținut de sfatul ei, am ocolit oameni răi.
aș mai vrea cu ce să-i spună, că am fost un copil nebun. Nu i-am spus că o iubesc și de-aia mă prăpădesc. Să-i cânti cuculeduios și să-i mulțumești frumos. Acum știu să prețuiesc și prin lacrimi o iubesc. Să-i cânti cuculeduios și să-i mulțumești frumos. Acum știu să prețuiesc și prin lacrimi o iubesc. Fecioraș, fecior la tata, of, 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 pențela ta-mi deschis poarta. Cu doi cai și hamură bune, s-ajung la mândra pe culme. Cu doi cai și hamură groase, cu fir roșu de mătase. Am urcat, mă. Of, 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 of. Pe culme de deal înalt, mă. Spre casa ciobanului, că mi-e mândră fata lui. Cu dor greu la inimioară, o iubesc de un an și o vară. Căluții mi-au obosit, mă. Of, 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 of. Și pe jos eu am pornit, mă. Cu pas greu și plin de grabă, că mândruța mi-este dragă. Pe drum lung și plin de pietre, casa ei abia se vede. Vino mândro mai la vale. Of, 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 of. Că te aștept jos pe cărare. Pe cărarea cu izvoare, dragostea noastră e o floare. Floare albă, mușețel, la izvoare de argeșel, mă. Pe cărarea cu izvoare, dragostea noastră e o floare. Floare albă, mușețel, la izvoare de argeșel, mă. Dragii mei, în cadrul emisiunii Aniversare Crinu Spătaru sunt prezenți colegi de cântec tineri, interpreți pe care Crinu Spătaru îi promovează în emisiunile sale. Îi spun bun venit Lianei Oltean. Bună ziua și bine v-am găsit! Permiteți-mi să-i urez la mulți ani și multă sănătate, o viață lungă, ai o carieră foarte frumoasă și cred că cel mai important pentru mine este că ești un prieten de nădejde și un om adevărat, om în adevăratul sens al cuvântului. Mersi mult, Iana, mersi mult! Știi că te prețuiesc mult și chiar mă bucur că ai acceptat să fii prezentă. Am acceptat cu mare drag pentru că și eu te prețuiesc la fel de mult și mi-ai demonstrat de atâtea ori că ești un prieten adevărat și meriți să fim alături de tine. Mulțumesc! Vecinica mea de peste deal, din Rucăr. Da.
cioban, fericită sunt că l-am. De mioare se îngrijește și pe mine mă iubește. Numai
să nu uiți, copilul meu, că sunt în spatele tău. Când mai plâng de supărare, mama-mi spune cu răbdare, să nu uiți, copilul meu, că sunt în spatele tău. Și niciodată străin.